Bună ziua și bine ați revenit! Sunt Giuclea și astăzi am ajuns la unitatea militară în care a fost judecat și executat cuplul Ceaușescu. În ziua de 22 decembrie 1989, Nicolae și Elena Ceaușescu au fost arestați și duși la unitatea militară din Târgoviște pentru a fi judecați pentru crime împotriva poporului român. După un proces omar, cei doi au fost condamnați la moarte prin împușcare și au fost executați imediat după verdict în curtea interioară a clădirii în prezența unui pluton de execuție format din soldați. Imaginea cuplului Ceaușescu, ce ne arată cum sunt conduși spre execuție și momentul în care aceștia sunt împușcați, a devenit un moment iconic al Revoluției din decembrie 1989. Iată, ne-a ajuns la fosta unitate militară, locul unde a fost executat cuplul Ceaușescu, de unde domnul Mihai continuă periplul nostru de astăzi. Da, suntem în fața clădirii principale a fostei unități militare 01417, locul în care au fost reținuți Elena și Nicolae Ceaușescu din seara de 22 decembrie până în dimineața de 25 decembrie, când a avut loc procesul și ulterior punerea în aplicare a sentinței date de Tribunalul Militar Extraordinar care i-a judecat pe cei doi. Clădirea a fost construită între 1907 și 1910. Din 1910 până în 1948 a funcționat în acest spațiu foarte generos această școală superioară de cavalerie. Este prima instituție militară târgovișteană la Mănăstirea Dealu, fiind la scurt timp construit și liceul Nicolae Filipescu. Motto a fost redescoperit după 1989. El nu a fost dat jos în 1948, dar a fost acoperit de tencuială. Da. Și din fericire, placa originală a motoului cavaleristului român s-a păstrat și este acum vizibilă și pentru cei care întrec pragul. Această unitate, această școală superioară de cavalerie a fost una de elită pentru că a produs pe lângă numeroși ofițeri de ranguri diferite care au participat în special la al doilea război mondial. A produs și campioni europeni la hipism. Îi avem aici pe campionii europeni Felix Țopescu, tatălui Cristian Țopescu, și Henry Rang, care a câștigat chiar la Berlin una dintre întecerile hipice ale anilor 30, dacă nu mă înșel, în 1936, ca urmare a performanțelor sale, a primit din partea fiului german, al lui Adolf Hitler, un automobil, un Mercedes, care din păcate i-a adus și moartea, pentru că la scurtă vreme după câștigarea acestui trofeu, având o pană la acest autovehicul primit cadou, a încercat să schimbe singur pana și nu s-a asigurat bine cricul și mașina a căzut peste el, ucigându-l. Și a funcționat, deci a fost construit între 1907-1910 și a funcționat, cum spuneam, până în 1948. Apoi tot acest spațiu a revenit unei noi organizări militare care a funcționat până în 2006. Deci acel UME 01417. Și pe aceste trepte, în seara zilei de 22 decembrie, după un periplu foarte aventuros de la București la Târgoviște și apoi chiar undeva în afara Târgoviștei, pe lângă localitatea Bucșani, Elena și Nicolae Ceaușescu au fost predați în custodia armatei, au intrat pe intrarea în actuala garnizoană a jandarmeriei Târgoviște, au fost aduși în unitate într-un camion al armatei, până aici în fața clădirii, în care au coborât și au fost întâmpinați pe scările unității de adjunctul comandantului, la vremea respectivă majorul Țecu, care, bineînțeles că i-a oferit lui Nicolae Ceaușescu onorul, fiind încă comandantul suprem al armatei și i-a informat pe amândoi că din acel moment se află în custodia armatei.
Spațiul care avea să-i găzduiască fusese pregătit în cele câteva ore care se scurseseră de la momentul în care prezența lor în Târgoviște a fost certificată, a fost dată ca informație sigură. Este vorba de un spațiu format din 4 camere, în mod exact, care cuprindea biroul comandantului, biroul ofițerului de serviciu, alte 2 camere, o anticameră și o cameră în care erau biroul de mobilizare și de asemenea camera în care se ținea drapelul de luptă al unității și o cameră care funcționa la vremea respectivă în 1989 ca un fel de cameră de contabilitate, intendență, care a fost folosit ca dormitor. Aici această cameră a fost folosită ca spațiu în care au locuit seara și au dormit de pe 22 până pe 25 dimineața. În zilele de 23, 24 și inclusiv 25, rutina practic începea cu micul dejun și continua cu periplu practic aproape toată ziua prin unitatea militară, care era foarte mare, ca suprafață însemnă mai bine 30 de hectare. Din cauza situației de la vremea respectivă, această unitate era în stare de alarmă pre-război și practic tot dispozitivul era în formație de luptă. Existau pe această suprafață a unității o dispunere militară, da, cu mai multe comandamente mobile care aveau în grijă anumite sectoare ale organizării acesteia militare și, practic, viața lor s-a desfășurat în cele 2 zile și jumătate, să zicem, grosomodo, mergând, fiind transportați din punct de comandă în punct de comandă toată ziua, până când se însăra și erau aduși în camera dormitor. Camera arăta în felul în care îl vedem, în proporție de 80% la momentul respectiv. Când au intrat în cameră în seara de 22, arăta așa, mă refer la dispunerea paturilor. La cererea celor doi, însă din cele 2 paturi separate, s-a creat un pat matrimonial. Adică au fost unite și practic au dormit într-un singur pat. Sunt paturi de armată, deci paturi din efectele unității militare de la vremea respectivă, saltele, ceașafuri, pături, așa cum erau la vremea respectivă. Mobilierul este mobilier din camera de transmisiuni, 2 dintre mese și o masă probabil de la popota unității, de unde, bineînțeles, că își primeau și mâncarea. La fel, scaunele sunt tot scaune ale efectele unității de atunci. Singurul element nerealist este stema, care, bineînțeles, este doar o butaforie. Este din stemele care erau folosite la carele alegorice care defilau la 1 mai sau la 23 august. Ca să ajungem la momentul procesului, toată lumea care a văzut procesul, sau integral sau parțial, este probabil familiarizată cu începutul, cu coborârea celor doi din acel transportor blindat. Acel transportor blindat sau cu transportoare blindate se făcea transferul dintre aceste puncte de comandă care își petreceau o parte a zilei într-un punct câteva ore, apoi în alt punct câteva ore și mai departe. Și în dimineața zilei de 25, rutina, programul începuse practic ca de obicei în zilele respective, adică deja la momentul respectiv se serviseră, primiseră micul dejun și și-a început această rutină deja a prezenței în unitate și de aceea au fost întorși în momentul în care au ajuns aici membrii tribunalului și întreaga echipă care a făcut parte din
organizarea acestui proces și imaginile încep cu ei coborând cu dificultate din transportorul blindat, pentru că sigur că accesul era destul de dificil și erau și îmbrăcați cu haine destul de groase, de grele, care nu permiteau mobilitate, mai ales unor oameni de anumită vârstă. Și acesta este începutul procesului. După ce au fost extrași din transportorul blindat care îi aducea din aceste puncte de mobilie de comandă unde îi desfășuraseră în zilele trecute practic existența diurnă, Nicolae și Elena Ceaușescu au fost conduși în biroul comandantului, unde au fost supuși unei investigații medicale sumare pentru a se putea stabili dacă starea de sănătate le permite o supunere a unei proceduri juridice, care evident că putea fi de durată. Biroul comandantului este aici. Este un alt spațiu care a fost recondiționat, în sensul de a fost reambientat, să spunem așa, pentru a da imaginea și reda imaginea și atmosfera perioadei de atunci. Așa cum se vede și pe filmare, în filmarea procesului, în biroul comandantului se găsea un pat pe care au stat cei doi cât le-a fost luată tensiunea și, mă rog, au fost întrebați mai mult cum se simt, pentru că alte investigații mai complexe nu au rezultat asupra lor. Acea vizită medicală, ajungând la concluzia că starea de sănătate le permite să fie supuși procesului, nu le-ar pune în pericol viața, despre asta era vorba, și ca urmare, după această vizită medicală, au fost conduși în sala procesului. Motivul pentru care exista un pat în biroul comandantului nu este pentru că era o chestie obișnuită în unitățile militare ca comandanții de unitate să aibă patul în birou, ci pentru că, începând cu 18 decembrie, toate unitățile, toate structurile militare ale statului român intraseră în acel nivel de alarmă pre-război, care presupunea că întregul corp ofițeresc, comandamentul tuturor acestor structuri militare erau mobilizate, erau practic obligate să rămână în unitățile de care aparțineau 24/7, adică cu permanență. Și de aceea comandantului s-a adus un pat în birou. Acest pat a fost folosit la acea vizită medicală. Sigur că sunt anumite elemente de butaforie la amenajarea acestui birou. Mulțime de telefoane de tip vechi, deși existau telefoane, evident, pe biroul comandantului, din 18 decembrie unitățile militare nu mai comunicau prin sistemul de telefonic național și foloseau comunicarea specială de război. Televizorul cu pește, clasic, pentru perioada comunistă, din păcate fără mileu, încă n-am reușit să aducem un mileu pe care să-l așezăm peștele. Este un televizor alb-negru, însă el nu respecta adevărul istoric. La momentul 1989, domnul comandant Chemenici se bucura de un televizor color pe care chiar recent reușise să-l primească, să-l așeze în biroul domniei sale. Biblioteca respectă, credem noi, într-o măsură proporțională, nivelul de carte de propagandă, carte de partid, care era livrată obligatoriu instituțiilor statului, care cuprindeau lucrările Congresului Partidului Comunist și celelalte lucrări care erau lucrări de propagandă și care erau editate pentru școli, instituții publice în general. Draperul Republicii Socialiste România este așezat aici, înlocuind practic locul unde în mod normal s-ar fi aflat portretul, fotografia înrămată cu portretul comandantului suprem, pentru că suntem într-o unitate militară și a președintelui Republicii.
Am ales această variantă pentru că domnul Chemânci a insistat foarte mult că dumnealui folosea un portret de birou, nu avea un portret pe peretele biroului dumnealui, și pentru ajutorul documentar legat de evenimente și de cum arătau lucrurile în 1989 pentru deschiderea acestui punct al memoriei, practic, am optat sau am decis să îl credem, deși este greu, este o informație greu de susținut, pentru că portretul Nicolae Ceaușescu era în fiecare clasă de școală, era peste tot. Este greu de crezut că cineva ar fi acceptat ca un comandant de unitate militară, chiar foarte mare și foarte importantă, să aibă un portret de birou de tipul celor care ții cu familia și pe care poți să-l bagi în birou când vrei, să-l scoți când vrei. Este greu de crezut, dar una peste alta am optat pentru această soluție. De asemenea, bineînțeles că comandantul Chemenici nu avea nevoie de o hartă geografică ca să știe unde este România sau care sunt vecinii României. Aceasta este o hartă care sugerează harta care exista într-adevăr pe acest perete al biroului dumnealui și care era o hartă exact cam cât tot peretele, o hartă electronică, care prezintă situația militară a orașului Târgoviște și a zonei înconjurătoare, dar care evident că nu a putut fi păstrată pentru că conține elemente de secret de stat și actuale și nu am putut să o păstrăm. Chiar în sală nefuncțională, pentru că un ochi antrenat ar fi putut să o citească foarte ușor. Chiar dacă pentru un civil, un vizitator civil, ar fi fost doar spectaculoasă, dar nu ar fi dat informații. Dar pentru cineva care știe despre ce este vorba, ar fi dat informații care sunt confidențiale încă la nivelul la care vorbim astăzi. Aceasta este sala care a fost pregătită pentru desfășurarea procesului. Este practic o anticameră, vă spunea, acelui birou de mobilizare care se afla în spatele acelei uși și care dădea documentație și primea documentație de la ofițerii unității prin acea vizetă care se poate vedea acolo și care este astăzi închisă. Din nou, pentru cei care au văzut procesul, poate părea un spațiu ciudat, pentru că este foarte mic ca volumetrie sau ca planimetrie. Pe imaginile procesului, din cauza filmului folosit la filmarea respectivă, camera pare mult mai amplă. Distanțele între participanții la proces par mult mai generoase. De aceea, foarte mulți vizitatori ne întreabă dacă într-adevăr aceasta este camera sau doar camera aceasta am organizat-o noi ca să fie sala procesului. Nu, aceasta este camera autentică, veridică a spațiului procesului respectiv. Sigur că aceste două bănci care practic închideau un colț al camerei erau puțin mai în spate și scaunele respective pe care stau cei doi erau puțin mai în spate, fiind puțin mai izolați de cei care stăteau pe aceste scaune și care i-am putea numi martori, dar nu în sens juridic, ci doar în sensul de observator, practic, ai procesului. În capătul sării, bineînțeles, s-a aflat completul de judecată, format din 5 judecători, 3 judecători militari și 2 așa numiți asesori populari. Aici este biroul, banca la care a stat procurorul procesului. Aici cei doi avocați care au fost numiți de stat pentru a îi apăra pe cei doi și undeva pe colț ar fi trebuit să mai existe un scaun pentru stenograful, cel care a stenografiat întreg procesul. Au fost 6 capete de acuzare, dintre care primele 2, genocid cu acuzație de, sau mă rog,
cu o cifră a victimelor dusă undeva la 60.000, care este grosomodo cam jumătate din numărul oamenilor care au fost uciși în timpul regimului comunist, ca urmare a faptului că nu erau de acord cu regimul comunist, este numărul minim. Nu vorbim de cei care au trecut prin pușcării sau care au supraviețuit regimului penitenciar comunist. Vorbim de cei care au fost uciși. Deci a plătit Nicolae Ceaușescu jumătate din nota comunismului românesc, sau din nota minimă, cum mai exact spus, a regimului comunist. Și al doilea capăt de acuzare, cel de subminarea economiei naționale și de activități teroriste asupra unor capacități industriale, ca urmare a evenimentelor din 89, dar și având în vedere și alte situații, cum ar fi anumite investiții în care un număr foarte mare de muncitori și-a pierdut viața ca urmare a, sau din cauza, mai corect spus, a modului defectuos în care e organizată munca sau a modul în care era privită viața în raport cu scopurile muncii respective. Primele două erau, conform legislației în vigoare la momentul respectiv, compatibile cu pedeapsa capitală, care s-a pronunțat mai târziu. Procesul este, cred, destul de cunoscut, nu este cazul să insist asupra lui. A fost, practic, un ping-pong între procuror, judecători și cuplul Nicolae Ceaușescu, în special Nicolae Ceaușescu. Un schimb de replici din care nu au rezultat foarte multe elemente de comunicare, pentru că Nicolae Ceaușescu nu a recunoscut în niciun fel procedura, a denumit-o mascaradă, o organizare cu totul în afara oricărui element juridic, a cerut în numeroase rânduri să se oprească și să fie dus pentru a vorbi în fața Maia Adunării Naționale, din punctul său de vedere, singurul organism care avea legalmente obligativitatea să-i dea socoteală pentru activitatea sa, cel care îl investise, practic. Așa că, în acest context, procesul nu prea dura la nesfârșit, din moment ce nu exista niciun fel de, practic, de comunicare reală pe speță sau pe acuzele aduse. Au recuzat inclusiv apărarea, pe care nu au recunoscut-o nici pe cei doi avocați numiți din oficiu. Nu mai vorbim de complet, ci de întreaga organizare juridică. Deci, practic, procesul s-a terminat foarte, foarte repede, a durat puțin peste o oră, după care completul s-a retras în camera din spate și după 15-20 de minute de consultări au revenit în sala procesului și au comunicat sentința, care era cea de condamnare la moarte. Condamnare la moarte care s-a pus în executare imediat sau la foarte scurt timp. Cei doi au fost ridicați de acei parașutiști care fuseseră aduși împreună cu completul judecat, acești reprezentanți, practic, a instituțiilor ad hoc care se formaseră în vidul de putere de după fuga lui Ceaușescu, pe domnul procuror și pe domnii avocați în oficiu, pe stenograf, toată lumea care a fost implicată în mod direct în proces. Deci, acei parașutiști voluntari au primit ordin de a ilega la mâini și a-i conduce spre spațiul în care va avea loc execuția, cu problemele sau cu situația care se vede pe filmarea procesului. Cei doi, practic, revin în această curte interioară a unității, coboară pe aceleași trepte pe care urcase la început când au coborât din tab și undeva în fundal erau cele trei elicoptere, dacă nu mă înșel, două sau trei elicoptere cu care veniseră toți cei care
au fost implicați în proces. Cei doi au avut inițial senzația sau vederea acelor elicoptere le-a dat cumva senzația că, deși se pădusese condamnarea la moarte, totuși punerea sa în aplicare nu se va face imediat, ci că vor fi duși cu elicopterul și va fi ceva la o altă dată. Însă și au avut tendința de a se îndrepta către elicoptere, însă cei doi paraștiști care practic îi flancau și oarecum îi transportau, oare și mergeau singuri și erau cumva duși într-un fel de brațe, atunci au întors în jurul propriului axel al fiecărui corp și apoi au văzut intrarea ca oarecum sugestivă, ca să zic așa, dintr-un anumit punct de vedere, intrarea ca care ducea către locul execuției pe această alee de pe lângă clădirea unității Nicolae Ceaușescu de la Martorii Oculari. Știm că a încercat să cânte din internațională, din limba Partidului Comunist. Întreaga punere în aplicare a sentinței a fost făcută cu deosebită rapiditate. Practic, după ce au ajuns în acest punct, cei doi au fost așezați cu spatele la peretele respectiv și trei din cei patru care i-au dus la locul execuției au făcut câțiva pași în spate, atât cât știau din pregătirea lor militară că este necesar pentru a fi ei în siguranță în momentul în care vor deschide focul, și au deschis focul asupra celor doi condamnați. Pe intrarea de acolo au ieșit celelalte persoane care au fost în sala de judecată și au asistat la execuția celor doi. Din ce informații dețin eu, această execuție nu s-a făcut cu respectarea instrucțiunilor militare. Numărul celor care au executat foc a fost mult mai mic decât este încă obișnuit. În cazul plutonilor de execuție, nu s-au folosit arme cu glonți și arme cu gloanțe oarbe. Toți cei trei care au tras au avut gloanțe de război, muniție de război. În ceea ce privește focul efectiv, din cei trei care au executat foc, singurul care își asumă execuția celor doi este domnul Boieru, pentru că ceilalți doi, unul dintre ei susține că arma s-a gripat, nu a putut să tragă, iar un al doilea ar fi tras, dar din cauza emoțiilor nu a reușit să controleze bine tirul și practic a tras deasupra nivelului celor doi, deci practic au fost executați de o singură persoană, dacă ar fi să dăm crezare acestor informații, care sunt sub rezerva și a evenimentelor ulterioare și poate a unei repoziționări a persoanelor respective față de evenimente la o dată de după întâmplarea lor. 14:45 nu este ora execuției, este ora la care cei doi au fost pronunțați decedați, da, de medicul unității militare 01417 și de medicul care venise ca însoțitor al întregului proces. Cei doi medici, practic, fiind și cei care i-au verificat din punct de vedere al stării de sănătate și au stabilit că sunt suficient de sănătoși sau sunt apți pentru a fi supuși unei proceduri juridice, pentru că aceasta este procedura. Găurile de acolo sunt urme ale gloanțele care s-au tras în 1989 deasupra lor. Spațiul, bineînțeles că a fost imediat după aceea retencuit, nu a stat așa până astăzi. Sunt doar ce s-a putut identifica în zidăria, în cărămida construcției în 2012, când am deschis acest...
S-a dat la o parte satul de Încuială și Zugrăveală și s-a căutat anumite elemente unde s-au păstrat găurile de la gloanțe, care nu au fost acoperite decât superficial de noua tencuială cu care s-a intervenit după aceea.